Mergem la colegul meu, Robert Kiș, care are informații cum decurg pregătirile pentru congresul de mâine. Ne așteptăm la o surpriză în privința acestor candidaturi, Robert Kiș? Bun găsit tuturor! Greu de spus, vom vedea în primul rând ce se întâmplă pentru votul, pentru funcția de președinte executiv, pentru că acolo avem în acest moment trei candidați. Premierul Viorica Dăncilă, susținută de liderul partidului Liviu Dragnea, de altfel Liviu Dragnea a transmis acest semnal în interiorul partidului și o parte sau multe dintre organizațiile loiale lui Liviu Dragnea susțin această propunere pentru președinte executiv. Pe de altă parte, sunt cele două candidaturi, Ecaterina Andronescu și Nicolae Bănicioiu. Din surse din PSD, până la urmă înțeleg că este foarte posibil ca mâine să rămână o singură candidatură. Unul dintre cei doi, dintre Ecaterina Andronescu și Nicolae Bănicioiu, să se retragă tocmai pentru a avea mai multe șanse unul dintre cei doi candidați în fața premierului Viorica Dăncilă. Pe de altă parte, o luptă interesantă se va da pentru funcția de secretar general. Acolo vor candida Marian Neacșu, considerat un apropiat al lui Liviu Dragnea, și Codrin Ștefănescu, cel care astăzi, de altfel, chiar spunea public că practic această bătălie pe care o vor da candidații pentru cele două poziții din Partidul Social Democrat este o bătălie dată contra lui Liviu Dragnea, adică candidează Liviu Dragnea contra cei doi candidați pentru președinte executiv, Ecaterina Andronescu și Nicolae Bănicioiu, și Liviu Dragnea contra Codrin Ștefănescu pentru funcția de secretar general al partidului. Este interesant de văzut mâine cum vor decurge aceste voturi, pentru că până la urmă e posibil să existe nemulțumiri, deja sunt aduse acuzații modului în care este organizat congresul, modului în care sunt desemnați delegații care vor vota la congresul de mâine și, desigur, deja sunt suspiciuni în privința votului care va fi dat mâine la congresul Partidului Social Democrat. În ceea ce privește pozițiile de vicepreședință ai partidului, sunt puține zone în care sunt mai mulți candidați. Poate cea mai importantă bătălie, pentru că sunt trei candidați pe un singur post, este cea din zona sud, Muntenia, acolo unde se bat pentru o poziție de vicepreședinte PSD trei candidați. Vă spuneam, Adrian Țuțuianu, Cătălin Rădulescu, căruia a fost astăzi acceptată candidatura, și Șerban Valeca.